Te-am adus, desigur, la cel mai de lux restaurant din oraș. Fasole la cutie! Vai de mine! Nu încă, șef Bingo! Și-au dat pupicul dulcic? Nu, nu încă! Îmi pare rău! E nouă! Bun, acestea sunt meniurile. Mai aveți furculițe și linguri. Ți-am spus că e un loc de lux. Acum, ce ați vrea să comandați? Poți să-mi spui care e specialitatea casei? Nu cred că știu. O să verific cu șef. Hei, șef! Ce-i? Care e specialitatea? Ce anume? Specialitatea! Ce-ai spus? Nu avem o specialitate. Atunci vreau fasole la conservă. Foarte bine, revin imediat. Vă rog să vă bucurați de tăcâmuri. Scuză-mă, revin imediat. Hei, frații cățelușe, aveți și altceva în afară de fasole la conservă? Dar ce are fasolea la conservă? Nu e foarte romantică. Da, cred că am putea face altceva. Ceva special? Da, ceva special. Și eu voi cânta muzică romantică. Lăsați pe noi. Acum du-te și dă-i pupic dulcic. Hei! Am revenit. Și? A și început romantismul? În curând, draga mea. Cum spuneai că te numești? Foarte subtil. Ce e asta? Niște muzică romantică? E minunată! Și, spune-mi mai multe despre tine. Stai! Vă rog să mă scuzați. Cum? Deja mă părăsești? Doar mă duc la toaletă. Da, e în acel colț lângă raftul cu cărți. Elegant. De ce încă nu i-ai dat un pupic dulcic? Cum să îl dau dacă faci atâta tărăboi? Trebuie să fii mai romantic. Mă străduiesc! Am cam uitat schemele romantice. A trecut ceva timp. Păi, adună-te, Romeo. Noi vrem să vedem un pupic dulcic. Asta pare specială. Am revenit. Foarte bine, madame. Și? Ai petrecut un timp plăcut la toaletă? Adică? Blue, ajută-mă! Doar un moment! Fii romantic! Wow, ce frumos! L-am făcut special! Ai folosit mâncarea adevărată! Și e ceva special? Da, e foarte special! Nu vine niciun romantism, nu-i așa? Nu, îmi pare rău. Cred că am uitat cum trebuie să fiu romantic. Cred că și eu. Nu e ușor când ești obosit tot timpul. Da, și când ești întrerupt la fiecare cinci... Tina! Uite-ți fasolea la cutie și aici cina ta specială! Wow, chiar e specială! Bucătarul a făcut-o special pentru tine! Nu trebuia! Poftiți, madam! Mulțumesc! Foarte bun! Nu poți să te prefaci că o mănânci! Da, trebuie să o mănânci ca în realitate! Ideea e că... Nu-ți place? Păi îmi place, dar... Nu crezi că este specială? Vezi tu... Ia stai! Știu că asta nu e foarte romantic, dar putem face schimb? Mâncarea ta arată delicios! Bine, cred că am putea. Pentru romantism! Super! Trebuie să o termin! Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri și nu ratați serialele voastre favorite la Disney Junior!